Vă salut pe toți cei care sunteți deja membri ai acestui canal. Vă spun bun venit și vouă celor care vă aflați pentru prima dată pe acest canal. Așa cum v-am promis în clipul anterior, în această ocazie o să discutăm despre cancer pulmonar. Mai exact, o să răspundem la întrebările despre cancer pe care mi le-ați adresat. Am contabilizat majoritatea întrebărilor pe care voi mi le-ați transmis și 7 dintre aceste întrebări s-au găsit foarte frecvent. Și în mare ele acopere cam tot ce trebuie știut despre cancerul pulmonar. O să începem cu prima întrebare, care este sau care a fost și cea mai frecventă întrebare, și anume cum se manifestă cancerul broncopulmonar. Cancerul broncopulmonar nu are o paletă de simptomatologie specifică pe care pacienții să o aibă și să ne ducă cu gândul la cancerul pulmonar. Simptomele care apar în cancerul pulmonar pot fi întâlnite în foarte multe boli respiratorii. Așa că este mult mai important ca pe lângă simptomele pe care un pacient le are, acesta să aibă o discuție cel puțin cu medicul de familie care să-l îndrume ce are de făcut. Printre cele mai frecvente simptome, evident, se regăsește și tusea, care de cele mai multe ori este prezentă la majoritatea fumătorilor, însă ea începe să își schimbe caracterele, să devine din ce în ce mai supărătoare, da? Să devine din ce în ce mai rebelă la tratamentul simptomatic pe care pacienții în această situație încep să și-l autoadministreze. Pe lângă tuse, pacientul poate să aibă și expectorație. În unele situații, expectorația sau sputa poate să fie cu sânge, pacientul poate să înceapă să răgușească, să aibă dificultăți de respirație, în sensul de a obosi din ce în ce mai ușor la eforturi din ce în ce mai mici. Pacientul poate să aibă tot felul de dureri toracice, retrosternale, pe stânga sau pe dreapta, în funcție de localizarea tumorii, în funcție de dimensiunea tumorii și în funcție de organele pe care tumora pulmonară le afectează. Printre simptomatologia foarte frecvent întâlnită la pacienții cu cancer pulmonar se regăsește și scăderea ponderală. A nu se înțelege că pacientul cu cancer pulmonar sau cu suspiciune de cancer pulmonar trebuie să aibă toate aceste simptome. Nu, greșit. Majoritatea pacienților cu cancere pulmonare au unul dintre aceste simptome sau niciunul dintre aceste simptome, pentru că cancerul pulmonar este o boală destul de perfidă, destul de greu de diagnosticat. Un alt simptom foarte frecvent întâlnit în cancer pulmonar este scăderea ponderală. Da? Adică pacientul nu are nicio simptomatologie, scade în greutate. Astenia fizică, fatigabilitatea, uneori poate să facă febră și nimic altceva. Aceste simptome se pot îmbina unul cu celălalt, pot fi prezente unul sau mai multe și evident trebuie să dea de gândit, astfel încât pacientul să înceapă demersurile de diagnostic. Iar aceste demersuri evident încep la medicul de familie cu o discuție despre simptomatologia pe care pacientul o are și despre evoluția simptomatologiei. A doua întrebare pe care am primit-o foarte frecvent, de la ce apare cancerul pulmonar. Evident că răspunsul la această întrebare o să supere pe foarte multă lume, o să ne mulțumească pe foarte multă lume, însă dovezile sunt foarte clare. În peste 80-85% din situații în etiologia cancerului pulmonar este implicat fumatul. Există și o mică paletă de pacienți nefumători care fac cancere pulmonare, însă dacă stăm și căutăm în amănunt și acolo vom identifica factorul care a condus la cancer pulmonar. Așa acolo putem să vorbim despre oamenii care lucrează în tot felul de medii toxice, da? Care au expunere la iritanți respiratorii, care au expunere la pulbe respiratorii, vorbim despre oamenii care trăiesc în zone foarte poluate, vorbim despre lucrătorii în mediul agricol care stropesc cu diverse substanțe și rămân perioade destul de lungi în mediul respectiv. Deci vorbim despre expunerea la tot felul de iritanți respiratori, expunere care presupune ca pacientul să petreacă un număr de ore și un număr de ani lucrând în acel mediu viciat. Da, este foarte adevărat, există un procent foarte mic, da, sub 5-3%, da,
de pacienți la care nu se identifică niciun factor etiologic, adică niciun iritant respirator cu care acesta să fie avut contact și ei fac cancer pulmonar. Însă gândiți-vă că procentul este de doar 3-5% de oameni nefumători care fac cancere pulmonare. Majoritatea au expunere la un iritant respirator. Iar cel mai frecvent iritant respirator implicat în apariția cancerului pulmonar este fumatul. La întrebarea numărul 3 se regăsește cum se pune diagnosticul de cancer pulmonar. Diagnosticul de cancer pulmonar nu este un diagnostic ușor și implică participarea mai multor specialiști. Primul element de care avem nevoie ca să putem să punem diagnosticul de cancer pulmonar, evident, este pacientul care are o anumită simptomatologie sau care are doar un istoric de fumat și se prezintă pentru o evaluare periodică. Diagnosticul de cancer pulmonar începe la pacientul cu o anumită simptomatologie respiratorie care nu răspunde la un anumit tratament în funcție de simptomatologia pe care acesta o are și la care se practică un examen radiologic standard, adică o radiografie pulmonară clasică. De aici începe diagnosticul de cancer pulmonar. În funcție de modificările pe care le identificăm pe radiografia pulmonară clasică, medicul specialist pneumolog poate să completeze investigațiile imagistice cu tomografie computerizată cu substanță de contrast, cu fibrobronhoscopie, cu PET-CT sau cu o intervenție chirurgicală în scop diagnostic. Însă despre modalitățile de diagnostic chirurgicale vom vorbi la întrebarea 5. Bun, cam așa în mare se pune diagnosticul de cancer pulmonar, în primul și în primul rând, prin prezentarea unui pacient cu expunere la iritanți respiratori, cel mai frecvent iritant fiind cancerul pulmonar, la medicul de familie sau la medicul pneumolog, având o anumită simptomatologie sau pacientul fiind fumător sau cu expunere la anumit iritant respirator, este complet asimptomatic, însă se prezintă la medic pentru o evaluare periodică, tocmai în ideea că are contact cu iritanții respiratori. La întrebarea numărul 4 avem așa, câte tipuri de cancere pulmonare sunt? Sunt foarte multe tipuri de cancere pulmonare, însă o să le împărțim doar în două tipuri, cele cu celulă mică și cele fără celulă mică. De ce le împărțim așa? Pentru că atitudinea diagnostică și atitudinea terapeutică este complet diferită. Dacă la cancerele cu celulă mică, în cele mai multe situații, cel mai benefic tratament îl reprezintă tratamentul oncologic, adică chimioterapic asociat cu sau nu radioterapie, în cazul cancerilor pulmonare fără celulă mică, aici paleta de abordare terapeutică este mult mai largă, aici înscriindu-se inclusiv intervenția chirurgicală. La acest tip de cancer pulmonar sau la cancerele fără celulă mică, cel mai eficient tratament este tratamentul chirurgical. Adică după ce se identifică formațiunea tumorală cu ajutorul investigațiilor imagistice, în funcție de extensia tumorală, în funcție de localizare, în funcție de organele pe care le interesează, în funcție de vasele mari pe care le interesează, da? Pacientul este deferit chirurgiei toracice în vederea tratamentului curativ. Adică tratamentul chirurgical este cea mai bună soluție dacă starea generală a pacientului permite și dacă evaluările imagistice amintite anterior stabilesc că pacientul se încadrează într-un stadiu de boală operabil. Repet, în acest tip de cancer, adică cancerele fără celulă mică, cel mai bun tratament este tratamentul chirurgical, dacă el se poate face. Însă în foarte multe situații, datorită procesului tumoral destul de avansat sau stării generale a pacientului destul de precare, intervenția chirurgicală de rezecție a tumorii nu se poate face și atunci se face doar o intervenție chirurgicală în scop diagnostic, adică se ajunge în zona tumorală, se iau câteva fragmente în vederea trimiterii la examenul histopatologic.
Evident că această situație se reîntâlnește la pacienții la care examenul fibrobroncoscopic nu poate să abordeze tumora în vederea obținerii de material sau de țesut bioptic pentru examenul histopatologic. Deci, la întrebarea câte tipuri de cancere pulmonare sunt, rețineți că există foarte multe tipuri de cancere, însă ele pot fi împărțite în mare în două, cele cu celulă mică și cele fără celulă mică, iar tratamentul este specific pentru fiecare tip de cancer în parte. Pe lângă tratamentul chirurgical, pacienții pot beneficia de tratament oncologic în sensul de administrare de tratament chimioterapic sau de radioterapie. Trecem la întrebarea 5 și aici se regăsește cum se stabilește stadiul de boală sau cum aflăm în ce stadiul de este cancerul pe care tocmai l-am pus în evidență cu ajutorul investigațiilor imagistice. Aici Societatea Română de Chirurgie Toracică, Societatea Europeană de Boli Respiratorii ne pune la dispoziție o stadializare foarte precisă. Ea se numește stadializarea TNM, care înseamnă tumoră, nodul, metastază. Adică medicii curanți pneumologi sau medicii oncologi sau medicii chirurgi toracici, în funcție de locul în care ajunge pacientul cu suspiciunea de cancer pulmonar, se ghidează după această stadializare. În funcție de această stadializare TNM, se poate stabili și direcția pe care trebuie să o urmeze pacientul din punct de vedere al continuării planului de investigații, cât și din punct de vedere al abordării terapeutice, care poate să fie chirurgicală, nechirurgicală, chimioterapică sau radioterapică. Deci, stadiul de boală, stadiul de cancer se pune în funcție de sistemul TNM. Sistemul TNM cuprinde 4 stadii cu mai multe substadii, da? Nu o să intrăm să le abordăm pe fiecare în parte, trebuie doar să rețineți atât că ultimul stadiu la care se poate interveni sau la care se poate tenta o intervenție chirurgicală cu scop terapeutic este stadiul 3A. Tot ce este dincolo de stadiul 3A, 3B, 3C, 4A, 4B și așa mai departe, nu mai sunt stadii operabile, iar pacientul poate beneficia în aceste stadii doar de intervenție chirurgicală în vederea examenului histopatologic, dacă acesta nu se poate obține prin interveniul fibrobronhoscopiei. A nu se înțelege de aici că celelalte stadii sunt obligatoriu operabile. Da, din punct de vedere al evaluării imagistice, din punct de vedere al stadializării TNM, cel mai probabil ei, această categorie de pacienți pot fi operabili, însă contează foarte mult vârsta pacientului, contează foarte mult starea generală a pacientului, contează foarte mult bolile asociate și așa mai departe. Da? Nu este suficient ca să stabilim că pacientul este într-un stadiu mai mic de 3A și gata, îl punem pe masa de operație și îl operăm. Nu, contează și alte elemente care cumva ne spun dacă riscul operator este unul mai mic decât beneficiile intervenției chirurgicale sau riscul operator este mai mare decât beneficiul acestei intervenții chirurgicale. După ce se pun la cap toate aceste elemente, se ia decizia finală împreună cu pacientul dacă acesta este supus unei intervenții chirurgicale terapeutice în sensul de a fi scoasă toată formațiunea tumorală sau în supus unei intervenții chirurgicale în vederea examenului histopatologic. Ca să scurtez toată discuția, deci ce este sub 3A, 1, 2, 3A, da, cu toate substadiile lor, pot beneficia de intervenție chirurgicală de tip terapeutic, care este cea mai benefică sau tratamentul cu cele mai bune rezultate, iar la restul pacienților care se încadrează în stadiile de la 3B în sus, ei nu mai beneficiază de intervenție chirurgicală în scop terapeutic, adică de rezecție a formațiunii tumorale, ci dacă este cazul doar de intervenție chirurgicală în scop diagnostic. Evident, așa cum am menționat anterior, dacă diagnosticul nu poate fi pus în absența intervenției chirurgicale. Trecem la întrebarea numărul 6. Ce opțiuni terapeutice există pentru cancerul broncopulmonar? Cred că în mare am răspuns la această întrebare în funcție de stadiul de boală.
în funcție de bolile asociate, în funcție de starea generală a pacientului, în funcție de tipul histologic al cancerului pe care pacientul nostru sau pacientul în cauză îl are, putem să vorbim despre tratament chimioterapic, tratament radioterapic sau tratament chirurgical. Pentru orice formațiune tumorală pulmonară, tratamentul care a oferit sau care oferă cele mai bune rezultate ca și supraviețuire în timp este tratamentul chirurgical, care în cele mai multe situații se asociază cu tratamentul chimioterapic și cu tratamentul radioterapic. Sunt foarte multe situații în care pacientul după tratamentul chirurgical nu beneficiază de tratamentul oncologic, adică de chimioterapie și de radioterapie, pentru că din nou se apelează la protocoalele de tratament care spun ce categorie de pacienți beneficiază suplimentar de tratament oncologic de tip chimioterapic sau radioterapic. Deci, scurtăm răspunsul la această întrebare: ce opțiuni terapeutice are un pacient cu cancer pulmonar? Răspunsul este foarte simplu: chimioterapie, radioterapie sau tratament chirurgical. Tratamentul chirurgical fiind cel care aduce cele mai multe rezultate sau cele mai bune rezultate în timp ca și supraviețuire. Însă aceste opțiuni terapeutice sunt valabile pentru cancerele pulmonare fără celulă mică. Pentru cancerele pulmonare cu celulă mică, în cele mai multe situații ele nu se operează, ci ele au ca și tratament de elecție tratamentul oncologic de tip chimioterapie sau radioterapie. Evident, chimioterapia, radioterapia sunt și ele de mai multe feluri și acestea se administrează sau se recomandă în funcție de tipul histologic în care se încadrează pacientul respectiv. Și trecem la ultima întrebare, care sună cam așa: se poate trăi cu un singur plămân? Răspunsul este: depinde. De cele mai multe ori, pacienții fumători sau cu expunere la tot felul de iritanți respiratorii nu fac doar cancere pulmonare. Da? Sunt unii care dezvoltă doar cancer pulmonar, însă mulți dintre ei mai dezvoltă alte boli respiratorii. Iar una dintre bolile cele mai frecvente legate de fumat, și dacă îmi permiteți, este o boală mult mai rea decât un cancer pulmonar, este BPOC-ul. În funcție de bolile respiratorii asociate date de fumat sau de expunerea la alți iritanți respiratori, putem spune dacă pacientul poate trăi cu un plămân. Adică se vor face investigații funcționale. Spirometrie cu test broncodilatator, măsurarea factorului de transfer, test de efort și așa mai departe. În funcție de aceste evaluări, putem să calculăm, da, sau să facem o predicție dacă pacientul în cauză cu un cancer pulmonar, care trebuie să fie supus unei intervenții chirurgicale în care să îi se scoată un plămân, poate sau nu să trăiască cu un plămân. Abia după ce se fac aceste investigații și aceste mici calcule, se poate spune dacă pacientul respectiv poate sau nu trăi cu un plămân. Însă sunt foarte mulți pacienți, foști fumători sau cu expunere la anoxe profesionale, care au făcut cancere pulmonare, au fost operați și li s-a scos un plămân și ei trăiesc bine mersi de 5, 10, 15, 20 de ani. Deci, răspunsul este da, se poate trăi cu un plămân dacă pacientul nu are asociate și alte boli respiratorii. Nu am și întrebarea numărul 8, dar mă simt cumva obligat moral să răspund la ea. Cum se poate preveni cancerul pulmonar? Da? Nimeni nu m-a întrebat cum se poate preveni cancerul pulmonar. De ce? Cel mai probabil majoritatea celor care mi-au transmis întrebări sunt fumători și evident că au anticipat și răspunsul privitor la prevenție. Cea mai bună prevenție când vine vorba de cancerul pulmonar îl reprezintă sau o reprezintă renunțarea la fumat. Dacă pacientul nu este fumător, dar lucrează într-un mediu cu expunere la tot felul de iritanți respiratori, pulbe respiratorii și așa mai departe, evident că acolo vorbim de o prevenție care presupune purtarea echipamentelor de protecție, în sensul de măști de protecție industriale, da, care protejează foarte bine de pulberi, de aerisirea spațiilor în care se lucrează, de pauze la intervale regulate de timp, de scurtarea programului și așa mai departe. Cam asta înseamnă prevenția când vine cancerul pulmonar. Însă, dacă este să mergem un pic mai departe cu prevenția
Eu aș recomanda și nu numai eu, ci foarte mulți colegi de-ai mei și inclusiv societățile amintite anterior de boli respiratorii, recomandă ca pacienții fumători, pacienții cu expunere la noxe profesionale, la pulberi și așa mai departe, să-și facă cel puțin o radiografie pulmonară standard anuală. De ce? Pentru că în cele mai multe situații cancerul pulmonar este complet asimptomatic și îl putem descoperi într-un stadiu incipient care se poate preta la un tratament chirurgical cu o rată de supraviețuire foarte bună în timp. Din punctul meu de vedere, cam acestea sunt elementele pe care ar trebui să le avem în vedere când vine vorba de prevenția cancerului pulmonar. Dacă aveți întrebări, dacă aveți reclamații, sugestii, comentarii și așa mai departe, vă rog să mi le transmiteți ca de obicei prin intermediul rețelelor de socializare și o să încerc să vă răspund la fiecare în parte. Până la următoarea noastră întâlnire, sănătate și să auzim doar de bine!